născut într-un sat din județul Arad, foarte mic, o comună pe malul Crișului Alb. Acolo mi s-a împământenit chestia asta cu pescuitul de mic copil. De fiecare dată când ies acum la pescuit, mă relaxez, simt că îmi adun gândurile, simt că e ceva unic pentru mine, mai ales când sunt singur. Când ești pe apă, te gândești strict la pescuit, te deconectezi de griji, de probleme, de viața de zi cu zi, de viața ta personală. Acolo te gândești doar cum să faci să prinzi peștele. Îmi place să pescuiesc oriunde am ocazia, de multe ori și adorm, dar nu există o stare de nerv sau o stare că n-am prins nimic sau și dacă prind, îi dau drumul înapoi. Pescuitul e pasiunea mea, dar cam tot timpul meu și totul e pentru sport. Prima dată am început cu aruncarea discului. Mi-era greu la început, nu știam cum se face, ce e, nici nu știam de sportul ăsta, dar pe zi ce trecea eram din ce în ce mai bun. Am făcut vreo 10 ani, până în 2013 am făcut aruncarea discului. Am ieșit vicecampion mondial în Canada, la Moncton. După aceea, în 2013, am avut un campionat internațional al României, la care am pregătit aruncarea discului, nu mi-a ieșit-se și am dat și greutate. Și la greutate am dat un rezultat cât de cât rezonabil și atunci mi s-a prins o scânteie în minte. Eram singur, nu aveam antrenor, așa a început nebunia mea. Greutatea mea s-a părut un sport de maturitate, de bărbăție. În aruncarea greutății nu trebuie să ai doar forță, că vedem niște oameni foarte mari. Dar oamenii ăia foarte mari sunt foarte mobili, au o forță ieșită din comun, absolut totul îți trebuie. Primul titlu care m-a marcat a fost anul acesta, Cupa Europei la Arad. N-a fost niciodată la noi în țară și s-a nimerit anul acesta să fie și la Arad, pentru prima oară. La mine acasă eram favorit, au venit foarte mulți concurenți buni de talie mondială și europeană. Bravo, băi! I-am bătut cu un metru pe adversarii mei, un rezultat foarte bun. Și am luat singura medalie de aur dintre reprezentanții României, dintre toate probele de aruncări. 20-04. În viața unui sportiv nu o să fie niciodată o pantă ascendentă, o să fie tot timpul urcușuri și coborâșuri. Și la fiecare coborâș ai o cumpănă de gândire și stai puțin pe gânduri și greu să te reculești tot timpul când vii pe pată descendentă și cazi. Tot timpul te gândești, băi, totuși de ce fac, pentru ce fac, cine mă obligă, de ce n-aș putea să fac alte lucruri mai simple, fără să necesite sacrificii, sta departe de familie. Doare foarte tare. Mamă! Dar aici, dacă nu ești implicat, determinat 100% la fiecare antrenament, nu perseverezi și niciodată nu vei reuși să ajung pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Participarea la Olimpiade, cred că pentru orice sportiv, e competiția supremă. Să ieși campion olimpic, să iei o medalie olimpică, e ceva wow, ieși din comun. Fiind prima Olimpiada mea, sper să trec cu ușurință de calificări ca să pot să fac finala și acolo. Se poate întâmpla orice într-o finală de campionat mare. Neavând experiența Jocurilor Olimpice, e prima ediție a mea, nu pot să-mi dau seama cât de emoționant poate să fie să îți cânte imnul sus pe podium. Pot să fiu și optimist și realist. Optimist îmi doresc să ajung acolo. Imnul ți-l cânte doar la locul întâi. Merg acolo ca să pot să îmi demonstrez valoarea mea și ce pot. Și las ca rezultatul meu să vorbească la sfârșit.